Doamne și domnule, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, invitați în studio domnul Ciprian Purici, analist politic. Salut, Ciprian, bun venit! Bună seara! Domnul Marius Ghilezan, jurnalist. Salut, Marius, bun venit! Și alături de noi, în legătură telefonică, europarlamentarul Cristian Terheș, pe care îl salut și sper că ne vedem, ne auzim. Da, bună seara! Bună seara! Se pun bazele tiraniei globale, a scris astăzi pe pagina lui de Facebook eurodeputatul Cristian Terheș. Comisia Europeană a semnat cu Organizația Mondială a Sănătății ca certificatul verde să fie folosit pentru a facilita mobilitatea globală. E vorba de un acord semnat de Comisia Europeană și de Organizația Mondială a Sănătății prin cei doi reprezentanți, e vorba de comisarul pe sănătate Stella Kyriakides și prin Tedros Ghebreyesus, șeful OMS, care au anunțat lansarea unui parteneriat prin care Organizația Mondială a Sănătății va prelua certificatul verde digital folosit de Uniunea Europeană pe durata pandemiei COVID-19 pentru a stabili un sistem global care va ajuta la facilitarea mobilității globale, au zis cele două organizații. Cea mai năucitoare informație este că reînvie, ca să spunem așa, certificatul verde digital. Noi toți am crezut că odată ce pandemia de COVID a fost declarată moartă, închisă și abia acum se discută, să zicem, despre consecințele, sau încă se mai discută despre consecințele pandemiei, din perspectivă medicală, din perspectivă legală, din perspectiva drepturilor și libertăților individuale, să țin seminarii, sau sperăm că se vor ține, să numără cazuri, consecințe, deodată ne dăm seama că reînvie certificatul verde digital. De aceea îl întreb pe Cristian Terheș, ce naiba e asta? Adică certificatul verde digital n-a murit, doar un pic s-a hodinit? Da, exact. Dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a implementat certificatul verde digital în mai-iunie 2021, inițial trebuia să fie doar pentru un an. Am fost printre puținii care am votat împotriva acestui certificat încă de la început. Dar anul trecut, în luna mai, s-a votat să se mai prelungească cu încă un an. În contextul în care anul trecut, în luna mai, dacă vă aduceți aminte, nu mai aveam pandemie, că deja a început să război din Ucraina. Ei, cât am fost șocat, la ce mai prelungești cu încă un an? Păi nu zice să fie acolo, că nu se știe niciodată. Ei, iată să știe acum de ce. Pentru că, așa cum am spus și eu și câțiva din Parlamentul European pe perioada pandemiei, de fapt, pandemia a fost un pretext pentru a implementa sau pentru a crea în primă fază un sistem de monitorizare în masa populației, care ulterior este folosit pentru controlul populației. Și vedem că se întâmplă lucrul acesta. Duceți-vă aminte la justificarea, să spun, pentru care s-a implementat acest certificat verde. Pentru a, citez, facilita libertatea de circulație. Păi ori e libertate de circulație, ori este circulație facilitată, din două una. Ori ei când le adaugă, este tipic limbajului neomarxist, unde ți se adaugă un adverb sau un adjectiv în fața unui substantiv, pentru a putea să-i schimbe sensul. Ei, acum remarcați că același narativ se folosește la nivel mondial, spunându-se că ți se va facilita libertatea globală de mișcare, adică la nivel internațional, inclusiv în afara UE. Mai este un amănunt interesant. Dacă Organizația Mondială a Sănătății ar fi preluat sistemul de control statal pe care China îl folosește, sau autoritățile chineze îl folosesc în China, toată lumea ar fi sărit în sus că se instaurează o dictatură, nu? Mondială. E, dacă ți se implementează un sistem care a fost aplaudat și votat în majoritate de către europarlamentari și de statele membre ale Uniunii Europene, parcă e mult mai ușor de vândut sistemul, nu? Pentru public. Și iată unde se ajunge când se fac compromisuri pe chestiuni de principii. Aș vrea să îi rog pe colegii de regie, Cristian Terheș, aș vrea să îi rog pe colegii de regie să pună asta pentru a înțelege toată lumea că nu batem câmpii. Este un comunicat al Comisiei Europene și atunci sub forma unui comunicat de presă care a fost dat publicității și aș vrea să-l vadă toată lumea, inclusiv membrii CNA.
pentru că este o chestiune cât se poate de serioasă. Iată, acesta este comunicatul dat în 5 iunie 2023, care vorbește despre întărirea securității globale în ceea ce privește sănătatea. Da? Eu vreau să înțeleg acum dacă există ceva detalii din categoria asta. Ce va însemna asta? Că fiecărui individ din Europa, cel puțin, îi se va atașa pe lângă pașaport și un astfel de certificat și doar în baza unui astfel de binom, pașaport plus certificat, va putea călători? Care va fi până la urmă mecanismul prin care acest certificat își va dovedi, nu știu, se va dovedi util pentru a întări sănătatea globală? În ce formulă? Merge, cele două chestiuni merg mână în mână și se leagă de identitatea digitală. Acum, întâmplarea face că sunt raportorul din Comisia LIBE pe această identitate digitală la nivel european din perspectiva respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Și datorită mie s-a blocat proiectul acesta cu un an jumate. Sper să-l împingem până anul viitor. Ei, ca să poți să ai un astfel de certificat digital, ai nevoie să ai o identitate digitală. Ca să poți să ai această identitate digitală, trebuie să o pui undeva. Unde îți pui buletinul de identitate? Într-un portofel. Prin urmare, se lucrează la portofelul digital. Ce mai ai într-un portofel? Bani. Aici leagă cu banii digitali. Și deja este propunere din partea Comisiei Europene pentru a te trece pe euro digital. În momentul în care ți se trece. Doar gândiți-vă în felul următor. În momentul de față, tu te duci cu cash sau cu cardul pe care l-ai. Pentru că când vorbim de tranzacții pe card, tot tranzacții de cash sunt în spate. Când vorbim de monedă digitală, e cu totul alt sistem de alt sistem financiar decât cel pe care știi în momentul de față. Deci în momentul de față tu poți să ai orice schimburi comerciale cu orice persoană vrei, fizică sau juridică, fără să ai nevoie de intermedierea statului. Dar închipuiți-vă ce se întâmplă când statul îți creează sistemul de tranzacții și tot statul îți dă și banii electronici pe care poți să-i folosești. Păi automatul al treilea pas va fi să și te constrângă statul ce poți să cumperi sau ce nu poți să cumperi. Și deja am văzut întâmplându-se lucrul acesta. Deci, de fapt, ne îndreptăm spre o identitate digitală nici nu europeană, globală, dar o spune chiar Tedros. În conferința de presă pe care a avut-o cu Comitarea Kyriakidi, spune, citez, obiectivul acestui pașaport digital sau certificat digital va fi să fie și pentru un pașaport de vaccinare, dar și pentru fișa de pacient. Păi nu vă supărați, pentru noi în Europa. Noi avem GDRP-ul, se numește, toată chestiunea asta cu apărarea datelor cu caracter personal. Da. Cum să te duci tu din Europa undeva în orice altă țară din afara UE și o autoritate, o entitate de acolo să citească ție datele personale când te duci? Este de nemai auzit. Dar uitați-vă spre ce lume ne îndreptăm. Din acest motiv e important și reiterez, nu putem ceda niciun pas. Cu oamenii ăștia nu se poate face niciun compromis. Este ori noi, ori ei. Ori libertate, ori sclavie. Asta li se pune alternativa. Da, stai puțin, sunt obligat să cer niște lămuriri aici. De ce ar fi asta sclavie, Cristărheș? Pentru cei care, nu știu, să uită acum și poate să gândesc că e o chestiune care e chiar benefică pentru noi toți. Păi este exact și câinele care aruncă păstruri, tot așa poate, sau un cal, tot așa este, poate spune, că are libertatea de a alege numai ce-i dă stăpânul. Păi gândiți-vă în perioada pandemiei, când oamenii nu puteau să-și exercite drepturi fundamentale, nu puteau ieși din casă, nu puteau intra în magazine, nu puteau cumpăra, nu puteau vinde, nu puteau călători. Păi în contextul globalizării de astăzi, unde locuiești într-o parte și lucrezi în altă parte, ce se va întâmpla în situația actuală? Vă dați seama unde se va duce lumea asta dacă toată lumea va fi monitorizată în felul în care se dorește a fi monitorizată? Ori Uniunea Europeană și societatea vestică s-a clădit pe cu totul alte principii decât controlul total și absolut al statului. Asta e specifică, vă rog, sistemului sovietic, nazist, fascist, dar nici de cum democratic. Ori asistăm în momentul de față, de fapt, la transformarea Uniunii Europene dintr-un spațiu al libertății, cum se menționează în tratatul Uniunii Europene, efectiv într-un lagăr, într-o închisoare publică, digitală. Pentru că puneți în paralelă chestiunea aceasta cu orașul de 15 minute, cu ce a spus Ursula von der Leyen în 2019, că emisiile de gaze au un preț care trebuie să ne schimbe comportamentul, cu faptul că ți se reduce mâncarea, în Irlanda, de exemplu, 200 de mii de vaci, 200 de mii de vaci vor fi omorâte pentru a salva planeta. Uitați-vă pe net.
Olanda, care este a doua țară exportatoare de alimente din lume, după Statele Unite, care are ca suprafață vreo 2-3 județe de la noi, a doua exportatoare, prima cea mai mare exportatoare de alimente din UE, mii de ferme se doresc a fi închise. Vă dați seama ce lipsă de alimente vor fi pe piață în curând? Deci ne îndreptăm efectiv spre un haos. Eu nu știu cum cred oamenii aceștia că vor putea ține nu sute de milioane, miliarde de oameni sub control în felul ăsta, pentru că vor fi răzmeriți efectiv. Oamenii nu vor mai avea nimic. Îți vei pierde totul la muncă, nu vei putea merge. Dacă vei lucra de acasă, vei lucra cu bani foarte puțin. De aceea să și vorbește despre salariul minim garantat. Că faci, că nu faci ceva, ți se va da un salariu minim garantat. Adică va fi un socialist din ăla unde toată lumea, de fapt, va avea salariul minim garantat, nimeni nu va avea nimic, toată lumea va fi fericită și când ești prea bătrân sau prea bolnav, o să ți se recomande ca și în Canada că mai bine optezi pentru sinuciderea asistată să nu mai cheltuie atât. E un scenariu foarte sumbru, sigur, da. Să nu e deloc, e realist. Mi-aș dori să fie sumbru. Doamne, dă să greșesc, da. Mulțumesc foarte mult, Cristian Heș, pentru această intervenție în emisiunea Sub semnul întrebării. E cel puțin la acest moment o speță, trebuie să admite Marius Ciprian, care ne pune pe gânduri. Adică ce au de gând să facă în momentul de față și de ce? Și nu există nicio consultare, apropo de... Ba da. N-ar trebui să existe o consultare? Ba da. Avem o veste foarte bună. Va exista la anul pe 4 iunie sau 6 iunie, dacă așa, nu mă înșel, o consultare. Se numește alegeri. Da. Da? În care toată trupa asta, ca să fiu mai elegant, da, de birocrați care conduce Bruxelles și Comisia Europeană, cred că va fi măturată. Pentru că, deși acum e liniște, să nu uităm că aproape săptămânal, acum nu iarna asta, iarna cealaltă, aveam proteste violente la Bruxelles, în capitală și în marile orașe, împotriva vaccinului, împotriva măștii, împotriva certificatului verde. Poate noi... Românii suntem mai indulgenți, mai iertători, mai cu sufletul așa, către, știu și eu, iertare din perspectiva ortodoxă și că suntem mai evlavioși și mai credincioși, dar în Europa nu va funcționa. Și dacă ei nu să-și dea seama că sunt complet rupți de către realitatea socială europeană, nu doar vorbim doar din România, nu cred că vom mai scăpa niciunul. Pentru nu, eu tot mă gândesc, stați mă zic, și asta... Avem scandalul ăsta, poate vor să ne facă un bine și nu înțelegem noi. Vorbesc foarte serios. Cum să faci un uite, bine? Uite, da, asta mă gândesc. Poate vor să ne facă un bine, poate au știi ceva mai mult. Vreau să ne facă bine și cu vaccinul și uite ce a ieșit. Nu știu, da. Nu-i mai crede nimeni. Sunt niște avataruri. Politicienii de Europa, oricum, statele naționale europene sunt într-o criză profundă de leadership. Corect. Dar da, și Bruxelles, Europa, structura asta europeană este într-o criză profundă de leadership. Și nu doar că sunt niște naivi, sunt niște oameni antrenați de interesele corporațiilor, de interesele miliardarilor. Adică nu putem uita, nu? Că chiar noi am vorbit. Celebra primă pagină de politică, Ursula von der Leyen, președintele american al Europei. Eu nu vreau să sune deloc conspiraționist, să fie foarte clar. Da? Deci, de-aia am și pus de fiecare dată când vine vorba inclusiv de o astfel de situație, de o astfel de speță, comunicatul Uniunii Europene, da? Adică să înțeleagă toată lumea că nu e o discuție la șuietă, o șuietă despre conspirații pe care noi le alimentăm. Nu, avem această speță, avem un acord semnat între OMS și Uniunea Europeană. Marius Ghilezan, cum îți sună? Prost? Dacă, repet, vor să ne facă de fapt un bine și noi nu înțelegem. Dacă ne uităm la tânăra generație și întrebăm pe tefeliști cum ai vrea identitatea digitală? Să faci ca Norvegia așa și să rezolvi totul? Eu în 2014 am văzut cu telefonul toate plățile și cartelele electronice și biletele și așa mai departe. Da, unii se opun că, uite, bietul Baconski nu e în stare să plătească cu telefonul sau plătește, să trezește că a plătit cu 100 de euro în plus și pe aia plânge la vânzător să-i dea bani înapoi. Deci e cerere și ofertă, asta e prețul. Care n-a știut, bă, da, săracul, îți dai seama cu telefonul așa peste POS și s-a încurcat în tehnică. La POS, acolo îți scrie când ai de plată, îți scrie, plătești. Dacă cu portofelul ăsta digital la un moment dat, da, cine știe ce face Baconski cu propria identitate la e oameni. Simplu, că va fi pe QR code și da, când mă duc în piață, deci sunt 16 milioane de mobile în România.
țeasă safta care îmi vinde praz și verdețuri, fac cu telefonul așa la telefonul ei și transfer bani. Deci planul e făcut clar la Davos. Chiar dacă noi sperăm că mișcarea suveranistă va răsturna actuala eurocrație, dar având experimentul Georgei Meloni, în care partenerul strategic a impus-o și pe lista suveraniștilor, eu cred că vom suferi decepții mari. Planul este bine scris la Davos. Adică pentru următorii 20-30 de ani. Asta da, zici, au bineînțeles. Fost în 95 discutam la Casa Albă cu un grup de prognoză. Și unul dintre medici m-a simpatizat mai mult și m-a chemat la el acasă, la unde sunt el. Și zice, Mariuse, tu cum vezi? Cine lucrurile? Medic? Un medic din Comitetul Național de Prognoză al președintelui Statelor Unite, singurul comitet format de 13 oameni care nu se schimbă în funcție de vin republicani sau democrații. Și zice, mă, până în 2020 avem planul de control al individului. Marea provocare a noastră acum până în 96 că sună este din aia, cum zic, pe YouTube. Să controlăm mintea. Ei, mintea se va controla până în 2050 foarte simplu prin aceste gadgeturi. Oamenii e pentru prima dată în care minte, asta poate să fie și altă discuție care minte, că lumea e din ce în ce mai proastă, iartă-mă, asta este, adică păi Harari, consilierul gurului de la Davos a spus că într-una din cărțile lui că în 2050 IQ-ul planetei va fi sub 40. Da, dar Harari, uite, a avut acum, de exemplu, o poziție pe care am apreciat-o în legătură cu pericolele pe care le reprezintă inteligența artificială, da, și aruncarea ei, așa, aruncarea cu tuturor cu un entuziasm nebun în dezvoltarea acestor sisteme de inteligență artificială. Da, da, fără stakeholderii interesați, nou Marx de la Davos, are planul foarte clar. Trist este că America experimentează cu mâna președintelui american al Europei un experiment aici, ceea ce nu poate să facă în Statele Unite. Noi am mai discutat la emisiunea ta, în podcastul tău. Da, că... Nu se poate, Constituția americană spune clar că nu poate nicio lege să anuleze libertatea de expresie. Ei au făcut o șmecherie cu algoritmii și cu fact-checking. Adică este o instanță care nu există în Constituție de fact-checking care să spună ce. Astăzi, de exemplu, cu barajul, n-am putut să găsesc niște informații. Toată presa americană era plină de declarații cât este de ordinar Putin. Și n-ai putut să găsești și partea cealaltă, să mă rog să... Nu, și partea cealaltă, să văd, domne, ce a fost acolo cu barajul, ce se întâmplă, câți metri cubi de apă, ce urmează, da, predicții, chestii din astea. Pentru mine este, repet, uluitor este că în România, în momentul acesta, deși avem câți? Vreo 30 de europarlamentari să fie de la toate partidele? 33. 33. Da. Deci avem 33 de europarlamentari care sunt la Bruxelles, ca... Până n-am auzit în afară de Terheș, asta e, da? Poate el fiind, cum spuneam și în comisia respectivă, poate a fost ceva mai atent. Dar stare curios dacă în perioada imediat următoare vreun europarlamentar vine nu să spună că e împotrivă sau pro sau nu știu ce, dar să informeze și publicul din România, publicul de această dată, de exemplu, de reapariția certificatului verde pe, în viețile noastre. Că noi l-am crezut pierdut, termina așa și deodată înțelegem că de fapt se pregătește cu certificat verde, cu portofel digital. Nu vreau să intru în cealaltă chestiuni, că o să zică lumea că ne lansăm în conspirații și nu vreau să fie asta temă. Da, să ajungem puțin la chestiunile legate de politica internă, pentru că am văzut că ardeți nerăbdare să discutăm despre politica. Ați început înainte de emisiune, discutați despre ce se întâmplă în acest moment. Văd că în continuare domnul Ciprian Purice aici de față, domnul Ghirezan, susține că domnul Ciolacu va ajunge prim-ministru. Deci sunteți absolut convins? Da. Da? Dar nu va... Că acum Marius ar putea interveni și ar spune că va ajunge prim-ministru în decembrie 2024. Nu, va ajunge prim-ministru în iunie 2023, cred că zilele astea. Adică să nu fie wishful asta. Thinking. Nu, e, n-ar legătură, nu cu wishful thinking în domeniul politic în nicio zonă. Dar e mai degrabă, mai degrabă analyze thinking. Ok, dar ce s-a întâmplat în momentul de față? Profesorii sunt în continuare în grevă, da? Mai vedem cât timp. Mai vedem cât timp, e adevărat. Chestiunea cu pensiile speciale e rezolvată? Păi nu, ne-a spus domnul Ciolacu că va rezolva, dacă nu va rezolva, își va depune mandatul, nu așa ne-a spus. El nu l-a scos nimeni la tablă. S-a angajat foarte, mie îmi plac asumări dintre astea curajoase din dar partea politicienilor. Dar liberalii zic că nu vrea să-și asume deficitul ăsta de peste 20 de miliarde de lei.
Pe cum să nu și-l asume? În ce sens să nu și-l asume? Și acum dacă profesorii mai au o mărire de salariu de 25%, nu? Mai există o creanță bugetară de 600 de milioane de euro. În plus, la deficit, nu? Pentru de unde mai scoate bani? Rezolvă cifrele și socotelile. Nu cred că e... Eu nu mă pricep așa de bine la economie și la macroeconomie, mă pricep la politică. Aici noi am avut de-a face în aceste săptămâni cu un joc de putere. Nu am avut de-a face cu niște asumări, calcule economice, nici vorbă. Hai să detaliem puțin ce fel de... Hai să avem premisele, hai să luăm niște, să luăm faptele, nu cum ar spune marele Jack. Ți-am spus, domnule, că asta cu iată faptele, nu știu, o folosește maestru Cristoi. Da. Dar e al lui Nae Ionescu. Da? Ok. Nae Ionescu când scrie așa, iată faptele. Faptele. Două puncte. Desemnarea premierului. Desemnarea premierului la rotativă este ultimul cartuș al președintelui Iohannis. După aia nu mai contează. Nu mai întreabă nimeni nimic, nu mai are niciun fel valoare. Adică e cântecul de lebădă al... Cântecul de sirenă mai degrabă. Păi și dacă nu îl nominalizează... Cum? Dacă nu îl nominalizează... Deci era clar că avea un interes ca la această nominalizare să aibă cât mai mare influență politică în guvern. Probabil și-ar fi dorit ca... să fie unul din premierii lui. Da? Adică să fie cine, un colaboraționist din interiorul PSD să fie desemnat premier. Zi un nume. Poate domnul Grindeanu, nu? N-a funcționat. Domnul Grindeanu e plăcut de domnul Iohannis. Agreat de Cotroceni, de centru de putere numit Cotroceni, că nu cred că e o chestiune personală între domnul Iohannis și domnul Grindeanu. Da. Despre asta. Ei, are bune recomandări de la Washington. O avea, dar nu are bune recomandări de la cine trebuie de la București. Dar... asta vreau să spun. Deci e clar că a încercat varianta... Când ne când ne arunci câte o chestiune din asta? Adică ne-a recomandat de la cine trebuie la București, de la cine? De la Helvig? Nu știu ce treabă ar avea Helvig în povestea asta. De la cei care, de la majoritatea guvernamentală care stabilește cine va fi premier. Bun. Da? Ca să nu intrăm în conspirații. Și așa abia am ieșit din el. Abia am ieșit din el, exact. Da. Bun. Deci nu i-a mers paciența cu a desemna un premier colaboraționist din interiorul PSD. N-a funcționat. Și atunci a mers pe varianta de avarie, măcar de a avea influență în interiorul guvernului, prin desemnarea consilierului prezidențial, domnul Cosmin Marinescu, la finanțe. Da? Știm foarte clar că ministrul de finanțe din guvern, dacă nu e al tău, nu e al premierului, nu prea poți să miști nimic acolo. Nu dai niciun OUG, niciun HG, nimic. N-a mers nici asta. Ăsta e motivul pentru care rotația sticlă de marți până joi s-a făcut țândări. Pentru că i s-a spus, nu poate fi încă un consilier prezidențial, și mai în speță domnul Marinescu, ministru de finanțe în viitorul guvern Ciolacu. Deci n-a mers. S-a încercat apoi varianta amânării. Aici s-a izbit de domnul Ciucă, care domnul Ciucă, militar de carieră, e un om de cuvânt și de onoare. Adică omul dacă a zis că își dă demisia, nu concepe să umble cu cioara vopsită, că nu e politician. Și nu-și va da demisia. După și mai mult decât săptămâna trecută, a zis că... A fost o chestiune scurtă. Cred că Cotroceniu miza pe o amânare pe termen nelimitat a rotativei pe fondul grevelor. Ce spui tu, asta e așa o chestiune în care vrei să-l prezinți pe Ciucă ca fiind genul de ins care poate să spună și nu. Mai degrabă cred că când faptul că n-a fost informat de către Cotroceni că se urmărește amânarea la nesfârșit a rotativei, cred că l-a aruncat definitiv în brațele domnului Ciolacu. Și acum cred că parteneriatul Ciucă-Ciolacu funcționează la maximum posibil. Ce instrument de joc are domnul Ciucă? Demisia. Că în momentul în care își va depune mandatul, președintele nu are de ales. Trebuie să desemneze un premier. Care premier? Va fi Marcel Ciolacu. De ce? Pentru că este premierul majorității guvernamentale. De ce s-a ajuns aici? Pentru că toate încercările ale lui Klaus Iohannis de a avea influență în viitorul guvern sau de a amâna, de a opri, de a stăvili, de fapt, predarea puterii. Că în momentul în care Ciolacu ajunge premier, Klaus Iohannis a predat definitiv puterea. Un an și jumătate el nu mai contează absolut deloc în ecuația puterii din România. Despre asta e vorba. De asta s-a și lăsat așa de greu. Pentru că, încă o dată, predă întreaga putere, nu doar o jumătate. Eu, unul cel puțin, nu știu, Marius Ghinezean, apropo de chestiunea asta. Eu l-am acuzat de multe ori de naivitate. Da? Pe Marcel Ciolacu a găsit primul job în viața lui la 42 de ani. Mai nu se știe ce a făcut înainte. Mai există cheițele sistemului. Cu dosarul Revoluției, cu dosarul fratelui, cu aia, cu nepoții, cu salba de firme. Dar cum influențează asta jocul de putere de care am vorbit eu, Marius? Simplu. Pentru că procurorii, procurorul general, SRI-ul, serviciile speciale, toate sunt în mâna președintelui. Adică cum crezi că... Au fost. Iohannis, gata, Ciolacu ia puterea în stat. Au fost. Hai, domne, dar nu ne lua de naivi. Cum adică? Are mutră de conducător al statului, dar Marcel Ciolacu? Dar nu trebuie să aibă mutră, are ce s-a aliură. Întâmplat. Păi nu are, pentru că... Păi de ce vorbește de atâtea ori cu Helvig? Pe săptămână de om puternic ce e?
Eu nu am informația asta că Helvig ar vorbi de atâtea ori pe săptămână cu Ciolacu. Că tu știi, nu te contrazic. Da, da. Dar nu ce e rău ca șeful SRI să vorbească cu șeful Camerei Deputaților. Ceea ce spui tu, că Ciolacu va fi liderul României pe un an și jumătate. Nu are veleități. N-are nici pârghii, așa, nici instrumente, nici abilități. Nu stă Ciolacu, am zis în fruntea PSD-ului în 6 luni. Și uite-l că ducă stă. Un mic amendament. Prin combinații. Deci, prin... Marius, tu mi-ai descris componenta biografică a lui Marcel Ciolacu, extinsă, o biografie extinsă, să spunem, și cu valențe, că n-ar fi potrivit. Eu nu contest asta. E opțiunea ta. Eu îți spun că status quo, ecuația de putere, îl califică ca principal preluator de putere, că e președintele PSD, că e cel mai puternic om politic astăzi, în timp ce vorbim de asta. Eu nu mă leg nici de cât și-a luat Bacu, când a avut... Astea sunt detalii de biografie, deci, care de multe ori sunt anulate. Deci, el instrumentalizează puterea. Ei nu poate, în condițiile în care mai sunt încă două partide acolo. Și dacă el nu e în stare să pună nici ministrul de finanțe, nu poate să o schimbe nici pe Ligia Deca. Păi cum poți să spui că de săptămâna viitoare pleacă liniștit. Da, am și o întrebare. Claus Iohannis în Africa. Dacă îmi permite să intervin. Hai să încercăm puțin. Eu încă nu înțeleg și mă declar total nedumerit. Am mai afirmat-o public de câteva ori. De ce ar intra Ciolacu în acest moment la conducerea guvernului? Care este marele avantaj pe care îl va marca Partidul Social Democrat odată cu preluarea acestei funcții? Scrie la CV și pe cruce. Stai puțin, care e ideea? Adică îi ajută pe PSD și pentru anul electoral 2024? Da, sigur că da. În ce sens? Păi dacă merge prost. Dacă dai cu guvernarea în gard. Păi chiar dacă merge prost, chiar dacă nu merge prost, tot PSD decontează. PNL a decontat spre minim, adică nu știu unde mai poate să ducă. Să fim serioși. Până acum, păi jocul a fost PSD la putere... Dar, de fapt, în opoziție. Asta spun. Oamenii, poporul ăsta nu e un popor de tâmpiți. Dacă lucrurile merg prost, domnul, nu o să dea vina pe UDMR. E clar că acolo PSD n-a livrat. Nu s-a descurcat cu frâurile țării. Chiar dacă e Ciolacu premier, chiar dacă nu. E foarte simplu. Problema în jocul de putere se pune în felul următor. Cine are puterea, cine are pixul, și pixul de premier, cel mai important pix din România în an electoral, cine îl deține? Da? Ca să luăm un exemplu concret. Păi, primarul de la un oraș poate să fie ajutat să-i meargă, mai ales acum în ultimul an de zile, toate proiectele strună, să primească toate finanțările strună, să termine sala de sport, căminul cultural, alimentarea cu apă, sau nu. Și să aibă locuitorii din oraș un șantier etern până în buza alegerilor. Asta e diferența între a avea premierul sau nu. Adică astea lucrurile sunt mult mai la firul ierbii decât în chestiuni de astea, cum vorbim, zice Marius, cu servicii, cu procurori. Eu vreau să spun că în ultimii ani de zile, de când s-a spart binomul, au mai fost așa niște remanențe, dar în rest eu n-am mai avut dosare prin care să fie scoși oamenii politici din joc. Ar fi ridicol acum dacă i s-ar face un dosar politic și ar... Adrian Chesnoiu, ultimul scos din joc politic. Nu, el s-a scos din joc și a procedat cu foarte multă onoare și demnitate. Și în momentul în care se va deveni nevinovat, eu cred că poate fi unul din tinerii de viitor ai, îl cunosc personal, poate deveni unul din tinerii de viitor ai politicii românești. Pentru că așa trebuie să procedeze. Dar altceva vreau să spun. Dacă astăzi s-ar face un dosar lui Marcel Ciolacu, s-ar confirma faptul că el este liderul care va veni. Pentru că ar râde și curcele, Marius. Nu merge așa. Ajunge și președinte? Nu știu asta. Nu cred că are în plan să ajungă în președinte. În schimb, Helvig, da. Asta este, cum să spun, cred că până anul viitor, la sfârșitul anului viitor, de câte ori mă voi intersecta în emisiuni cu Ciprian Purice, da, o să-l întreb de această chestie. Ce are domnule Helvic? Unde intră Helvic în joc? Când intră? Da, probabil după ce se va termina rotația și vor intra lucrurile în linie dreaptă. Eu ți-aduc aminte că tot în cadrul emisiunii tale, acum un an de zile, spuneam despre alianța electorală PNL-PSD. Da. Mă contraziceai și tu și Mirel Palada că nu se poate așa ceva, că e expus. Și uite nu că deja cred că ne-am contrazis pe chestia asta. În sensul că... Am spus că e posibil teză, la momentul respectiv. Uite că ne ducem în direcția asta. Mai întâi trebuie să întâmple această aglutinare politică, electorală, PNL-PSD și după aia să-și stabilească un candidat comun la prezidențială, care, repet... Comun? Helvig va fi candidatul comun? Bineînțeles. Să vedem că deja ne aruncă într-o ceață de vine să mă ridic de pe scaun, să-mi dau cu apă pe față. Cum adică? Helvig să fie și candidatul PSD-ului și al PNL-ului? Da. Și Ciolacu, probabil, candidatul la premier. Și să bate cu Simion. În turul 2. Nu știu neapărat. Sau cu Șoșoacă. Sau cu Chioveși. Cine o candidat? Chioveși nu candidează. Am înțeles. Păi în cazul ăsta, da, mă rog, da. Dar asta pare, iartă-mă, chiar că e un scenariu aproape fantezist. Adică
Păi hai să mai cităm dintr-un poet din Ion Niculescu. Vom muri și vom vedea. Da, am înțeles ce zicea Ion Niculescu. Da, mai citează... Poate mai și trăim să vedem ce consiliile locale și din consiliile județene. Mai plimbă-te și tu prin țară să vezi ce iure și între PSD și PNL la buza satului. Îți amintești anul 2012, Marius? Ții minte câți scandale era în țară? Pentru că era un Voldemort, era... împotriva cui să se pună. Da. Acum nu mai există să se coalizeze PNL-ul cu PSD-ul împotriva cuiva. PNL cu împotriva PSD sărăciei. Nu, PNL cu PSD în 2012 nu s-au coalizat cu... Ba da, împotriva lui Băsescu. Nu e adevărat. Împotriva factorului extern. Împotriva colonialismului care venea și apăsa asupra României prin intermediul sistemului de putere gestionat până la acel moment de Traian Băsescu, că nici Traian Băsescu nu l-a mai gestionat. Sistemul de putere este foarte bine la care mă refer. Cu Coldea, cu Chioveș și cu toate serviciile, da? Că nu era controlat 100% de Traian Băsescu. La asta s-a opus Alianța USR din 2012. Nu ne împotriva lui Traian Băsescu, pentru că ți-aduc aminte un lucru. Deși după ce au câștigat alegerile în toamna lui 2012, au semnat pactul de coabitare cu Traian Băsescu, care a anulat complet acel rezultat fabulos. Ponta l-a semnat, da? Pentru că obiectivul în acel an nu era înlăturarea lui Traian Băsescu, era oprirea căderii României în colonialism. Astăzi este același lucru. Deci a crede că de lupte... Păi da, totuși în mediatic era Voldemortul, era întruchipat în avatarul lui Băsescu. Acum ce să-i spui lui Țața Leana? Cu cine ne luptăm? Cu... Uite cu, șoacă, uite, cu inflația, uite, nu, uite cu certificatul, uite cu certificatul verde, uite cu portofelul digital, uite cu imperiul COVID, uite, cum să nu? Păi și vezi tu pe cineva din actuala coaliție să se opună directivelor Bruselului? Eu ți-aduc aminte că actuala coaliție a oprit vaccinarea obligatorie care ne-a trecut razant pe la urechi. Razant! Dacă era USR la guvernare, aveam vaccinare obligatorie. Eram toți duși ca vitele la tăiere. Cea mai mare realizare a acestei coaliții din punctul meu de vedere este oprirea vaccinării obligatorii, pe care a blocat-o în Parlament. Imediat cum s-a înscăunat această coaliție. Și este un fapt. Da? În rest, cum vor câștiga alegerile? Astea sunt lumini și umbre, tehnici de fum. Tu le dai deja câștigătoare cele două partide. Păi nu le dau câștigătoare. Păi nu mai e nimic spectaculos în politica românească, că tot discutăm cu... Păi nu spectaculos e când își bagă coada factorul extern și ne păcălește cum ne-a păcălit și în 2004 și în 2014, creează un fals emoțional și ca gâștele ne ducem și votăm papagalul soroșismului. Despre asta păi e vorba. Și factorul intern nu poate să promoveze niște partide real suveraniste. Pentru bătălia nu e vorba acum despre partide, este dintre... noi, cei care nu vrem cu soroșismul, că știu că nici tu nu vrei și nici Robert, și cei care că sunt cu soroșismul, că dacă acum facem o analiză mai detaliată a ultimilor 20 de ani, vom vedea de fapt că, din păcate, și Traian Băsescu și Klaus Iohannis au fost candidații soroșismului ca fenomen global. Da? Ne aducem aminte cât rău, că probabil au considerat o banalitate în 2005 numirea Monica Macovei ca ministru al justiției. Mi s-a părut așa la și altele. Cât rău a făcut într-un singur an Monica Macovei România. Ne-a luat 10 ani. Baia Sandu. Am fost în Moldova românească și erau mulți din Basarabia. Și au zis, domne, e îngrozitoare, dar aia conduce discreționar. Păi vezi. Și e modelul, dar am fost primul care am zis, nu-i ce trebuie. E de rețea fata. Păi, sigur că nu mai contează votul intern. Ea arestează șor toți aia dușmanii poporului. Da. Ai văzut, vin toate eminențele europene să o slujească. Nu mai contează că s-a arestat democrația. Care eminențele europene care slujesc, adineori vorbim, nu? Că interesul corporatist, deci interesul... Deci pe Marcel Ciolacu să se opună soroșismului? Nu cred că e Marcel Ciolacu. El e doar o interfață. La fel cum și în 2012 Crin și Ponta au fost... Și cine va fi niște... Victor Orban aici? Să se ia cu... Dar nu vreau să avem un Victor George Orban. Soros, să-l pună pe afișe. Cine va avea? Dar nu ne interesează spectacolul victoriei împotriva soroșismului, Marius. Ne interesează să se întâmple. Trebuie făcut un Voldemort. Și că Soros e un Voldemort. Nu trebuie, eu nu ți-am spus că trebuie făcut un Voldemort. Ți-am spus doar între cine și cine e bătălia. Și vreau să-ți amintesc un lucru. Din spectacolul alegerilor, din iureșul ăla, facem, dregem, România trezește-te, de regulă au de câștigat cei care nu sunt cu România. Da? Mai bine un an electorat tihnit, plicticos, da, știu, poate nu vom avea noi ce discuta atât de mult, și cu ținte atinse, decât să ne... A treia oară... Țintele? Să scăpăm de candidații și partidele soroșiste din România.
Astea care răspund la comisie. Cum ai spus adineaori, nu? Toată floarea, toți liderii Europei s-au dus să slujească pe Maia Sandu. La comandă. La comanda cui? În afară de Erdogan. Păi, noi am văzut că, de exemplu, doamna Alina Gorghiu, care este reprezentată de Fruder Partidul Național Liberal, admiră foarte mult, de exemplu, maniera în care doamna Maia Sandu, că vorbeai de așa, a reușit să dea acest edict, să spunem, prin care se limitează libertatea de exprimare în Republica Moldova. Și îl consideră chiar un model de urmat, adică este ceva foarte bun. Și credeți că Alina Gorghiu mai poate influența în vreun fel mersul politicii românești? Păi ea a adus eu cred că este noul val din nou. Da, deci noi ne uităm aici în studio și mă uit și pe audiență, toți sunt peste 45 de ani. Că trebuie el să deplasează ca de fegată și la altă emisiune, că așa este, face naveta. Dar poate ne mai întâlnim, uite, vezi ce discuție am eu cu Marius. Ți-am spus că nu trebuie să te mai duci nicăieri. Pentru că el e de dreapta, eu sunt de stânga și automat să... Să înțelegem concluzia, dacă după aceea intru eu și te bârfesc împreună cu Marius, să bârfim tot ceea ce ai spus acum, ne-ai enervat suficient. Așa. Deci concluzia este că vom avea un an electoral tehnic pentru că PSD și PNL... Ar fi bine să fie așa. Un candidat comun la președinție în persoana domnului Helvi. Ar... Eu este să și fuzioneze la un moment dat. Încă o dată, astea sunt detalii... Astea sunt detalii sunt picanterii, într-adevăr, bune pentru televizor. Dar din punctul meu de vedere, în momentul în care, știi cum e... Când vrei să-ți salvezi căsnicia, deci am avut probleme cu soția și vrei să-ți... Nu dai spectacolul, nu bârfești, nu râzi. Dom'le, îți salvezi căsnicia și după aia petreci. La fel și aici. Noi avem de recuperat controlul asupra României. Să fie în pârghile interne. Nu mă interesează că îl cheamă Ciolacu, Ciucă, Helvig, Marius Ghelezan sau Robert Turcescu. Dar să fie ai noștri. Să nu mai răspundem la comenzile factorului extern. Asta e bătălia și pentru asta nu trebuie dat spectacol, nu trebuie făcut circ. Că nu ne ocupăm cu asta, ne ocupăm cu recuperarea. Ne salvăm căsnicia, că uite, e bună paralelă. Mulțumesc, Ciprian, pentru participarea în emisiunea din această seară. Mă întorc către Marius Ghelezan și hai să vedem. Avem în momentul de față un context foarte complicat, Marius. Este contextul generat de această grevă a profesorilor, care se prelungește și la ora la care discutăm. Profesorii spun că sunt în grevă, joi spun că vor ieși la un meeting, un nou meeting în fața Palatului Cotroceni. Eu mă întreb așa, dacă ei n-au reușit să gestioneze o grevă a profesorilor, ia să ne gândim la o grevă a transportatorilor. Da? Deci profesorii au venit cu pixurile, cu foaia de hârtie, cu ce. Dacă îți vin transportatorii la un moment dat, cu tirurile, cu basculantele, da? Dacă după aia îți vin aia de pe la Sanitas, nu știu ce, care zic, bă, nu mai asigurăm decât urgențele, camera de gardă, restul nu ne mai interesează. Adică, unde e până la urmă forța unei guvernări alcătuite din două partide mari în momentul de față și care au o forță, cum rar s-a întâmplat să aibă România, vorbesc de forță parlamentară, de majoritate parlamentară, cum rar s-a întâmplat să găsească în România după 1989? Această discuție îi preocupă și la guvern, astfel încât la Vila Lac, concluzia principală între principalii lideri ai PNL-ului și în discuția cu președintele Nicolae Ciucă, a fost că PSD-ul e frică să preia din efectul de tsunami. Profesorii sunt blânzi. Ce spui tu? Păi am plătit RCA-ul acum la una dintre mașini. 1200 de lei. Bravo. Exact. Adică de 3 ori mai mult decât am plătit anul trecut. Da. Și stai puțin că ăștia... Vreo 900, cred că am fost ceva mai norocos. Da, mi are 1.9. 1.300, da. Da, 1.300, eu am 1.9. 1.900. Gândește-te că transportatorii, ai zis despre ei, au un RCA de vreo 30.000. Da. Pe an. Da. Adică e greu de să te lupți cu tsunami și nu cred că... Eu nu sunt așa de optimist ca domnul Purice, prietenul nostru, că va rezista la un deficit... Deja dus tras cu ața spre 6-7%. Deci deja suntem în procedura de infringement pentru că am depășit 2021, când a fost anul, ne-a păsuit un an și așa mai departe. Banii ăștia se iau din PNRR doar o parte pentru profesori. Restul pe împrumuturi externe. Avem de plătit anul ăsta 8 miliarde de euro împrumuturi. Deci nu va avea de unde guvernarea PSD-istă. Soto, așa, un leadership din ala autentic, nu va avea cum decât primărirea taxelor. Da, totuși, pentru că tu fac apel acum chiar la memorie, nu numai la memoria ta, ci și la faptul că ești un jurnalist cu state vechi. Deci, un om care a văzut în acești 30 de ani multe frământări politice. Spune și mie, le-am încercat pe toate, ca să zicem așa. Stânga majoritară, dreapta majoritară, stânga cu dreapta,
stânga cu sateliți, dreapta cu sateliți. Formule de premier tehnocrați, formule de premieri foarte politici, formule de președinți autocrați, formule de președinți mai democrați, să spunem, mai poeți, da? Până la urmă, de ce nu iese nimic? Sau, mă rog, nu se leagă? Mă, eu spun să se lege vreo 5 ani de zile de prosperitate, dar nu din aia, cum să spun, de duduit economia, ci să avem o săgeată care să se urce din punct de vedere economic. 5, 6, 7 ani de zile, fără mari turbulențe, să vedem cum crește economia într-un ritm normal, nu în explozii extraordinare. Eu nu cer minuni. Dar de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Ai vreo explicație? Ce mai trebuie? Ce s-ar mai putea pune în fruntea unui guvern în așa fel încât lucrurile astea să funcționeze? Nu, acum suntem rău. Suntem răi. Pentru că produsul intern brut al României pe timpul lui Ceaușescu era de 28 de miliarde de dolari. Și acum ne apropiem de 300 de miliarde. Da, context, noi am absorbit peste 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Avem un excedent de 52 de miliarde. Deci suntem pe plus cu banii de la Uniunea Europeană. Acum mai vin aceste 27 de miliarde, cât mai trebuie să mai vină, din PNRR, care se vor duce în dezvoltare. Dar datoria publică e mare, e foarte 52% mare. 52% față de Americii de 1800%. Nu pui așa. Nu ne tipărim. Păi da, dar America, dacă vrea să se împrumute de undeva la un moment dat, cu cât are ea acum, cu acele de miliarde, da, pe care le are ca datorie, găsește să se împrumute. În vreme ce România, da, s-ar putea la un moment dat să găsească, dar la dobânzi din ce în ce mai mari. Vezi, ai pus o întrebare foarte bună și mă gândeam acum la stilul patriotic de leadership din Grecia. Nu știu dacă ai mai fost în Grecia, cum în am ultimii fost, ani au fost țăpate afară toate supermarketurile germane, austriece și așa mai departe. Deci Syriza a adunat o datorie publică imensă. Vrea să pună la un moment dat insulele la bătaie. Dar a fost acea consultare publică din 2019 în care creștini democrații au revenit la putere și au schimbat toate legile. Și nu mai dau nimic. Deci asta ar fi salvarea și în România. Să o punem o forță conservatoare să asigure tranzitul. Degeaba aceste două surori s-au căsătorit sau ce sunt ele, că s-au dușmănit PSD-ul cu PNL-ul acum că sunt căsătorite. Vai de mama lor, ce căsătorie! Așa? Adică ar trebui să facă un lifting de putere și să predea guvernarea măcar o perioadă, pentru că opresiunea bruxeleză va fi din... Aur, pui să o predea. Nu știu, unei formule tehnocrate, unei formule, pe, dar Aur, am spus-o și la tine în emisiune, va face marea surpriză a etapei, anul viitor, în iunie, la acea vreme vom avea... Știi, eu pe mine m-am învățat viața jurnalistică, nu așa viața personală, viața jurnalistică. Dom'le, hai să fim mai rezervați când vine vorba de surprize din ăsta electoral. Mulți s-au văzut câștigători. Bă, cine știe ce se întâmplă până la anul său? Adică mai se mai uite la noi, mai apare o greva profesorilor, mai apare o... De atunci se prăbușesc cele două partide tradiționale, total. Sigur, nu e în interesul nostru să se prăbușească PNL-ul și cu PSD-ul. Sincer să fiu, din toți acești ani, Vadim era simpatic față de George Simion. Adică ne duceam în Parlament să-i ascultăm discursurile, chiar dacă atunci eram la putere. Dar noi nu mai avem un Vadim Tudor să ne distrăm. Și așa că adună multe voturi din țară, dar o grevă în lanț duce la prăbușirea PNL-ului și a PSD-ului. Și atunci se creează... Nu cred că vom avea o grevă. Nu despre asta este vorba, de o grevă în lanț, dar mă rog. Hai să vorbim puțin despre greva asta, profesorul, totuși mă întorc la ea. Până la urmă, ce spunea la un moment dat Ciprian, cred că înainte de începerea emisiunii, că sau un pic a atins și în emisiune această speță și a zis, domnule, s-ar putea ca în următoarele zile să se stingă. Da? Dacă tot se stinge în următoarele zile, de ce nu s-ar stinge de mâine începând? Adică, deci, crezi că vor ca punct final să mai facă un protest în fața Palatului Cotroceni? Păi e vorba despre un protest pentru joi. Sursele politice zic că vineri și-ar da ciucă demisia, dar e prea strânsă legătura între protestul de joi și vineri. Ție mi se pare absolut bizar, să spunem, ciudat, spune cum vrei, ca noi pe surse să așteptăm ca premierul României să-și dea demisia? Adică de ce n-ar zice domnul Ciucă, domnule,
E adevărat, v-am anunțat și săptămâna trecută că îmi dau demisia vineri și a trebuit să o retrag vineri dimineața sau joi seara, da? Dar de data asta chiar să știți că vineri eu predau mandatul. De ce? E totuși marți, da? E ziua în care discutăm. De ce n-ar anunța această chestiune? Ce e atât de complicat dacă tot s-a stabilit? De ce trebuie să aflăm totul pe surse? De ce stai că poate nu e vineri, poate e luni, poate e... Care este? Eu cred că depinde de telefonul pe care îl dă Klaus Iohannis. Păi Klaus Iohannis să-l dă să ce? Să spună demisionați sau nu demisionați, păi, domnul prim-ministru? El are două variante. Să mai asigure stabilitatea, se discută deja la nivelul guvernamental despre amânarea celor două examene de acum, dacă nu s-ar pregăti birocrația aia cu amânarea și cu date din teren, cu capacitatea și cu bacalaureatul, dacă ar avea informații că profesorii abdică. Nu, eu n-am informații că joi că se închide. Se închide jocul. Uh-huh. Nu, ei merg mai departe, pentru că riscă o leafă de 3.400, o lună de zile, contra unei lefi de 6.000, 7.000. Dar în același timp, îmi spun specialiștii din Ministerul Educației, s-a dat această ordonanță pe repede înainte ca să se poată aplica din 1 iulie. Da, da, da. Și Ciucă a anunțat că se vor face o serie de corecții. Corecții n-am înțeles la ce vor fi, la cifre, la procente, la gratificații. Mai avem un minut, dar vreau un punct de vedere al tău în legătură cu această speță care mi se pare deja, cum să zic, că e un scenariu care se tot repetă. Da? Avem o explozie a acelui baraj din Ucraina, o dinamitare a lui. Da? Părțile beligerante se acuză reciproc. Rușii că sunt ucraineni, ucrainenii că sunt rușii la mijloc în toată această chestiune. Nu e prima dată când ne întâlnim cu asta. Da? În tot acest război, de fiecare dată, e un joc de oglinzi. Da? E o nebunie întreagă. Nu știi cine e până la urmă de vine, nu știi cine raportează cifre corecte, cine raportează chestiuni false. Așa o să o ducem în continuare? Păi, când eram studenți în anul 1 la jurnalistică, ni se dădea să citim tratatul de dezinformare al lui Vladimir Volkov. Pe prima pagină am redescoperit cartea. Astăzi scrie toate războaiele sunt, arta războiului este bazată pe înșelăciune. Cele două părți înșelă, dar să ne aducem aminte că administrația de la Kiev a zis că se va arunca în aer acest baraj. Și analiștii occidentali spuneau că rușii s-ar împușca în picior dacă și-ar arunca barajul ăsta. E greu de crezut că rușii și-au aruncat propriul baraj, mai degrabă cei care lansează ofensiva. Unii vor spune, e greu de crezut totuși că ucrainenii și-au aruncat în aer totuși și ei propriul baraj. Chică e într-o zonă în care acum... Păi da, dar pentru contraofensivă... Pe contraofensiva, tocmai înțeleg că din cauza acestei explozii a barajului va fi mult îngreunat. Din anumite surse, următoarele 72 de ore, când se fac niște mlaștini pe acolo, dar în nord de baraj, apa va scădea. Deja sunt 5 metri sub nivelul necesar pentru centrala nucleară de la Zaporojie. Dar norocul că de dimineață s-au stins toate cele 6 centrale și procesul de răcire se desfășoară mai lent și zic specialiștii că nu există un pericol. Dar amfibiile, ce s-a întâmplat? Sunt aproape 1000 de kilometri acolo. Pe 500 și ceva au pus pe partea terestră, rușii au pus așa numiți dragoni. Sunt așa niște piramide contra tancului și au făcut tranșee în spate. În restul de 400 și ceva de kilometri a fost barajul apa naturală, Nipru, care e un fluviu mai micuț un pic decât Dunărea. Deci era acum, dispărând partea aia de baraj de acolo și lacul de acumulare, amfibiile pot să intre pe teritoriul ocupat de ruși mai ușor, zic anumite surse. Alte surse spun că apa se va duce și pe flancul stâng ocupat de ucrainieni și că acolo nu se va putea desfășura o ofensivă. O singură informație de certitudine este că fostul președinte al Ucrainei a anunțat că în 72 de ore se va organiza contraofensiva. Cum? Nu știm. Da. Ucrainenii oricum, la ora la care discutăm, au lansat, doamnelor și domnilor, asta ca să o știți, o cerere de reunire a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care să discute situația acestui baraj important în zonă, fiind legat, cum spuneam, de centrala atomică de la Zaporojie. E un subiect pe care sunt convins că îl vom discuta și în
minutele următoare în emisiunea lui Mădălin Ionescu, împreună cu Mirel Curea, Mirel Palada, subsemnatul și evident gazda noastră, Mădălin Ionescu. Ne revedem la această emisiune, Mădălin Ionescu Show, de la orele 21. Toate bune!